Rădoi găsit vinovat de generația de aur pentru că euro începe astăzi fără România. Lucescu deschide euro și face un transfer tare de la Roma pentru națională. Și Halep a întins covorul roșu și a umplut masa cu bucate după ce s-a logodit. Bună seara, bun găsit la sport! Așteptarea a luat sfârșit. Primul campionat european de fotbal găzduit și de București începe azi la ProTV, fără naționala României. Trăim din amintirile ultimului euro pe care l-am deschis la Paris și ne bucurăm de prezent și de fotbalul de la euro. Este competiția prin care revenim la o viață normală. Avem stadion, avem euro, dar nu avem echipă și asta îi doare pe români, mai ales că naționala a deschis ultimul euro în 2016 cu Franța la Paris. România nu este la euro și asta e cea mai mare apăsare, cea mai mare tristețe. Sincer, îmi pare rău că nu suntem și noi să jucăm acasă un meci la Euro, pentru că cred că fanii ar fi meritat. Amânat un an din cauza pandemiei, Euro 2020 este primul cu 24 de echipe și cu cele mai mari premii, peste 700 de milioane de euro. Bucureștiul îi așteaptă în optim pe Mbappé și Ronaldo. Sunt jucători extraordinari. Mbappé, cred că în momentul de față, poate fi chiar cel mai bun. Mircea Lucescu a fost invitat de turci la Roma la meciul cu Italia, azi de la ora 22 la ProTV. Poate îl conving pe Ștefan Radu să revină la națională, spune Lucescu. Mircea Lucescu și Ștefan Radu au zburat împreună la Roma la meciul de deschidere de la Euro. Poate îl mai convinge să revină la națională? O să vorbesc cu el dacă e nevoie. Mare parte din cariera lui Lucescu se leagă de Italia și Turcia, țările care deschid Euro. Bineînțeles că favorita mea e Turcia. Sunt foarte mulți jucători promovați de mine. De la Roma, Lucescu va ateriza pe Arena Națională, unde vor juca Ucraina, Austria și Macedonia de Nord. Țin normal și cu Ucraina, și aici sunt 11 jucători în echipa națională. 13 fotbaliști au lipsit de la vizita medicală făcută de FCSB. Bogdan Stancu se lasă așteptat. Coman a venit la vizita medicală fără prietenii Tănase Moruțan și Octavian Popescu. Aceștia au fost învoiți. Două dintre achizițiile verii, Corda și croatul Vuciur, s-au testat alături de puștii Pantea, Cană și Ciuculete. Transferul lui Corda de la Clinceni a luat prin surprindere și pe părinții săi. Părinții mei când au aflat au avut o emoție și au plâns, dar de fericire. Mă bucur că am făcut acest pas și sper să ne îndeplinim obiectivul, acela de a câștiga campionat. Rădoi și Burleanu și-au pus generația de aur în cap. Ei sunt considerați principalii vinovați că naționala nu este la euro. Răzvan Marin e dorit de Milan, dar naționala nu e la euro și se face de râs cu Armenia și Georgia. Degeaba avem jucători ca Marin, ca Man, ca Mihăilă. Se pare că ceva nu e în regulă la nivel de antrenor. Antrenorul, din păcate, are o viziune total greșită față de fotbalul actual. Ne duc băieții din dezamăgiri în dezamăgiri și e păcat. Pentru că totuși eu zic că echipa națională nu e așa slabă cum consideră mulți. Schimbarea lui Rădoi poate fi salvarea naționalei. România e aproape să rateze și mondialul. Eu zic că și Hagi ar putea să... De ce nu să antreneze echipa națională? Are mult mai mare experiență față de mulți. Hagi cred că nu e liber, cred că el va fi antrenorul la viitorul. Doar cu Anglia a câștigat România în istorie la Euro. Avea sparia să câștige Euro. Anglia. Halep radiază de fericire. Până la nuntă vrea să câștige din nou la Wimbledon. Face 30 de ani și își dorește să devină mamă. Halep i-a primit pe jurnaliști la ea acasă pe covorul roșu cu masa plină și le-a arătat tuturor inelul. Da, e foarte frumos și îl port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit. În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal așa, dar nu, impactul a fost mare. Până la nuntă, Halep vrea să-și apere trofeul la Wimbledon și să câștige aurul la Tokyo. Rămâne valabil aia cu un turneu de Grand Slam până la primul bebe? Asta am spus? Eu îmi doresc, așa să fie și după da, fac și un copil. Chehile pe lista scurtă a invitaților. Stă acasă la Halep, în vila de la Izvorani. Am I invited to the wedding? I'm not sure. I have to double check that to see. What do you like the most in Romania? My house, no? Măi, mi-au stricat grătarul, a glumit Pavel Bartoș, unul dintre actorii care a jucat în deschiderea Euro. Hagi este invitatul Andrei Esca astăzi la ProTV, înainte de Italia-Turcia. Băi, mi-au stricat grătarul.
dar a meritat. Mă rog, mi-aș fi dorit ca să-mi trice complet grătarul echipa națională. Cum te-ai simțit ca actor așa în promo-ul pentru Euro? Da, a fost o experiență frumoasă, chiar interesantă. Azi de la 20:30, Hagi vine în studio lângă Andreea Esca în prima zi cu Euro la Pro TV. Vara asta, fotbalul se joacă la Pro TV. Ca și echipă care poate crea o surpriză mare, Turcia, aș alege. Echipă care să câștige și mi-aș dori. CFR și restul lumii, Dan Petrescu este convins că FCSB și Craiova nu-i pot opri pe clujeni nici în acest sezon. CFR l-a adus pe Șumudică pentru al cincelea titlu consecutiv la Cluj și o calificare în grupele europene. E clar că e favorită CFR, nu? Și restul după ea. Toate celelalte. Dacă în grupele europene greșești, n-ai nicio șansă să rezici la CFR. Pentru că acolo sunt banii. Nu e n-ai cum să te ascunzi. Fără angajament, Petrescu a dat fotbalul pe tenis. Fotbal nu mai merge, tenis. Toată ziua la tenis. Mai joc cu foștii mei colegi. Italia bate Turcia în meciul de deschidere, iar Franța va câștiga Euro. Cățelușa, oracol de la București, poate fi adoptată. Cățelușa Zița are 5 ani și a fost găsită pe un câmp de lângă București. Ea e îngrijită la 2 pași de stadionul Dinamo. Cățelușa a dat-o pe Italia câștigătoare cu Turcia în meciul de deschidere și a ales Austria învingătoare cu Macedonia de Nord în primul meci de la București. Zița a fost pusă să aleagă și campioana Europei. Ea a mâncat din castronul Franței. Cu siguranță, animalele în general și câinii în special au mari abilități pentru a fi oracole. Caracatița Paul a fost cel mai mediatizat oracol. A ghicit toate rezultatele mondialului din 2010. Supărați că Germania n-a câștigat trofeul, nemții au vrut să o gătească. Caracatița a murit imediat după mondial. Oltenii se reunesc la cină. Mutu dă prima masă la Craiova. Rivala din oraș îl aduce înapoi pe brazilianul Gustavo și face tot posibilul să-l transfere și pe Mitriță. Cicâldău și Ivan încearcă să-l convingă pe Mitriță să revină la Craiova. Își fac vacanța împreună în Grecia. Păi dacă nu îl iau eu de moți pe pitic, ar fi o întoarcere bună pentru noi și pentru el. Craiova nu așteaptă cu nerăbdare derbiul cu Mutu. Să nu fie război, cum declară unii, că va fi război civil, și să câștige până la urmă cel mai bun. Și cred că noi suntem cei mai buni. Fanii vor alege noul președinte al Craiovei. Poate fi craioveanu, nu se bagă antrenor. Deja am 53 de ani, deja sunt un puriu, nu mai sunt căprița aia de munte de vătimpuri. Moroșanu se va îmbogăți la Euro dacă ies pariurile. Mizează pe un cartonaj roșu în primele 10 minute și pe Anglia, campioana Europei. România putea fi la Euro dacă Moroșanu ar fi fost primit în vestiarul naționalei. Din punctul meu de vedere, e doar aici. Să nu le fie frică că e Anglia, că e Franța, că e Germania. Mă lăsați în pace. Tot două picioare au. Moroșanu mizează pe Anglia și a ales un pariu special la Euro. Eu cred că o să fie un campionat de fotbal agresiv. Eu așa am feeling-ul ăsta. Cotă de 10 aici, fie tendulea. În primele 10 minute o să fie un cartonaș roșu. Ucraina joacă la București și se laudă cu cea mai sexy prezență de la Euro. Fata este prezentatoare TV și este logodită cu un fotbalist. Dar ea are 20 de ani și prezintă știrile despre naționala Ucrainei la Euro. Logodnicul ei joacă la Shakhtyor, dar Shevchenko nu l-a adus la București. 7.000 de suporteri vor veni din Ucraina pe arena națională. Noi din suflet sperăm că românii vor fi suporterii ucraineni. Le-aș recomanda a suporterii ucraineni să guste o ciorbă de burtă. Ucraina joacă două meciuri la București, dar începe Euro la Amsterdam. Olandezii au pozat pentru Euro, iar Depay și-a arătat tatuajele. Italienii deschid balul și au ales să vină la Roma cu trenul. 2 ore a durat călătoria pentru jucătorii lui Mancini. Turcii au invadat Roma și vor fi 3.000 la meciul cu Italia, azi de la 10 la Pro TV. România alege astăzi între pizza și kebab. Este Italia-Turcia de la ora 22 la Pro TV. Un român face pizza la București și a gătit special pentru meciul de deschidere. Un colț de Roma la București e motto-ul lui Radu Paul. Românul a petrecut 12 ani la Roma și a învățat să facă pizza ca în Italia. El aduce toate ingredientele de acolo, de la mozzarella, ulei de măsline și condimente.
Românul a făcut artă în cuptor ca să celebreze meciul de debut de la Euro, Italia-Turcia. După România e prima țară care țin cu Italia. Eu cred că lumea întreagă iubește bucătăria italiană și turcii au o bucătărie foarte vastă, dar nu se compară cu asta italiană. Ronaldo i-a așteptat cu pizza la București, în optimii la Euro. O pizza ca a mea, adică nu are cum să ne iubească. Begu a ratat finala de dublu de la Roland Garros, dar este cu un pas la Tokyo, unde Halep o așteaptă să ia medalie împreună. Fiul de la Paris. Begu se întoarce acasă cu 40.000 de euro. Își poate lua revanșa la Tokyo alături de prietena Halep. Dublu, dacă Irina o să hotărască să vină, o să joc cu ea. O campioană la gimnastică ritmică a făcut vrăj cu mingea de la Euro chiar în fața Arenei Naționale. Denisa face de 13 ani gimnastică ritmică și simte că va fi multă magie la Euro 2020. Mingea este de obicei puțin mai dificilă pentru că este mai rotundă și se poate rostogoli mult mai repede decât celelalte obiecte, dar este un obiect foarte frumos. FC Argeș transferă de la raliuri. Vlădoiu a găsit atacant italian. Pilotul Tempestini l-a cucerit. Prezent la raliul Argeșului, Vlădoiul a declarat pe Tempestini cel mai bun fotbalist dintre piloți și a promis un loc la FC Argeș. Mi-aș dori foarte mult să te transfer la FC Argeș. Vlădoiul a stat în dreapta lui Tempestini la raliu și a trăit senzații tari. N-am crezut că se poate intra într-o curbă cu asemenea viteză. Cu ce ai compara experiența pe care ai trăit-o azi, nu știu, cu un meci de fotbal care ți-a plăcut foarte mult de-a lungul carierei? Un meci din Champions League, da. De la raliu, Vlădoiul merge să vadă Euro. Ai vreo favorită? Da, eu merg Franța, Germania. Nu știu, Simo, cred că... Eu țin cu Italia. Euro începe la Roma, dar faza zilei vine de la Londra. Doi cicliști au ajuns în lac după ce s-au ciocnit, iar momentul a fost surprins de cameră. Fără să vrea, doi cicliști au oferit faza zilei după ce s-au ciocnit și au ajuns în lac. Un bar din Anglia a fost împodobit pentru Euro ca bradul de Crăciun. Imaginile fac în conjurul lumii. Proprietarul barului din Sheffield a muncit 36 de ore ca să fixeze cele 500 de steaguri. Poate fi anul Angliei. Finala se joacă pe Wembley. Englezii au un titlu mondial, dar n-au câștigat niciodată Euro. În Anglia, la cricket, fanii au măsurat berea în metri. Ei au făcut cel mai lung șarpe din pahare de bere. Fanii englezi au dat un spectacol la cricket și au făcut un șarpe din pahare de bere lung cât toată tribuna. De mâine la Pro TV vor fi câte 3 meciuri de la Euro. Intră în joc și a treia favorită, Belgia. Semifinalista Euro din 2016, Țara Galilor, deschide ziua de sâmbătă. De la ora 16, Bale joacă împotriva Elveției. Duelul nordicilor Danemarca-Finlanda va fi la Pro TV la ora 19. Iar ziua se încheie cu derbiul Belgia-Rusia la 10 seara. Fotbalul se joacă la Pro TV. Becali e transferat de la Dinamo. Ce jucător vine la FCSB vedeți acum pe www.sport.ro. După 5 ani de așteptare, europeanul de fotbal revine la Pro TV. Imediat ediție specială cu Andreea Esca și Hagi. Și de la ora 22, primul meci, Italia-Turcia. Bucurați-vă de fotbal!